om de carne și de vis, de pământ și cer. Nimeni încă n-a ucis partea mea de misfer. Am văzut și trenuri cum s-au dus fără de folos. Ficțiunea a fost sus, iar noi toți vom pe jos. Sunt real, între nuntă și final. Libertatea mea e libertatea ta. Liber sunt, nesupus, sunt un om spre polul plus, iar deasupra mea doar Dumnezeu va sta. Stau puțin aproape să ajutăm pe cei de la video. Bună ziua și Hristos a înviat! Mă bucur foarte mult că ați acceptat invitația noastră de a participa la un eveniment inedit pentru Comuna Târgu Trotuș. Astăzi, conducerea Partidului Național Liberal a organizat împreună cu candidatul pe care îl propunem pentru funcția de primar al Comunei Târgu Trotuș, un eveniment în care încercăm să găsim soluțiile cele mai bune ca această comună să reînvie ca acum 4 sau 8 ani de zile, când tot liberalii au încercat și au făcut suficiente demersuri pentru ca această comună să se dezvolte la nivelul la care multe comune din zona Băii Trotușului au reușit să ajungă. Sunt în Arcișitar, sunt subprefectul județului Bacău și ne vine onoarea ca astăzi, în fața dumneavoastră, să avem invitați venind ca să vorbească, în primul rând, pentru candidatul pe care îl propunem noi și, în al doilea rând, pentru cât de importante sunt alegerile din data de 9 iunie, când împreună vom încerca să găsim cea mai bună echipă pentru a regândi și a transforma în mai bine această localitate de pe Valea Trotușului. Pentru început aș vrea să vă prezint invitații. În primul rând, președintele Partidului Național Liberal și ministru al mediului, apelor și pădurilor, domnul Mircea Pechet. Alături de noi avem și doamna deputat Cătălina Ciofu, colegul meu și prietenul meu, domnul subprefect Gabriel Bupu, domnul consilier județean, cu care înțeleg că sunteți obișnuiți, cel puțin cei din echipa liberală, domnul Cezar Olteanu, și desigur gazda noastră, viitorul primar al Comunei Târgu Trotuș, Iulian Lenea. Vom desfășura întâlnirea noastră cam în felul următor. Pentru început o să îi ascultăm invitații noștri și mai apoi vreau să purtăm așa un mic dialog, să înțelegem mai bine care sunt necesitățile în această comună, ca mai apoi să putem, împreună cu ideile dumneavoastră, să încărcăm, să spunem, platforma electorală pentru viitor, pentru data de 9 iunie, ca
Iulian Lendl cu adevărat să-și facă și o echipă foarte bună și deja este în lucru și înțeleg că e aproape gata, dar și ideile dumneavoastră și cerințele dumneavoastră la nivel local să se, cu adevărat să se înfăptuiască. Pentru început am să dau cuvântul președintele organizației locale a PNL, Târgu Trotuș, domnul Văcaba. Vă rog. Da. Vă spun câteva vorbe. Bună ziua. Sunt președintele organizației de 24 de ani al organizației Pământ Târgu Trotuș. Sub directa supraveghere al organizației PNL Bacău și Bucura tuturora, am reușit să facem foarte multe obiective, să le ducem la îndeplinire. Aș ține era numai clădirea în care ne aflăm acum, care a fost făcut prin APIR. Avem reabilitări făcute la Târgu Trotuș, la Școala Generală. Avem șosele făcute. Și ce este mai plăcut pentru noi este faptul că Partidul Național Liberal, acum 4 ani de când a pierdut deci primăria, a lăsat în urmă foarte, foarte multe proiecte. Cu șosele, cu canalizări la Vinșoara și multe altele. Ce aș dori eu de la candidatul care l-am propus și a fost de acord cu tine, domnul senator, în față. Și a fost propus de către noi și... Da. Dorim succes în activitate, să fie sigur de echipa pe care am construit-o, pentru că avem o echipă serioasă, oameni care au fost dedicați acestui partid și cu ajutorul nostru și al dumneavoastră, în primul rând al cetățenilor din Comuna Târgu Trotuș, să putem face în așa fel încât proiecte pe care le-am lăsat și le avem în vedere, să fie duse la îndeplinire. Eu vă mulțumesc și... Da, mă bucur foarte mult, domnule președinte, că ați amintit de toate proiectele pe care Partidul Național Liberal, prin primarul Adi Forcoș, Adrian Forcoș, da, le-a lăsat în urmă. A fost un eveniment, să spunem, puțin nefericit, dar proiectele au rămas. Și înțeleg că majoritatea proiectelor, inclusiv asfaltările și tot ce s-a întâmplat aici, sunt datorită administrației liberale din 2020. Toate sunt. Da. Bine, o să mai aflu probabil la dumneavoastră și alte noutăți despre ce a lăsat primarul în urmă și ce face actualul primar, dacă este cazul să discutăm, dacă face ceva. Până atunci, să salutăm și pe domnul senator Fenechiu, care a venit în mijlocul nostru. Și dacă tot l-am salutat, îi ofer și cuvântul. Foarte amabil domnul suprefect, a venit, spune două cuvinte și pleacă, așa că am scăpat de el rapid. Deci, mă bucur să mă regăsesc în Târgu Trotuș și mi-amintesc că acum 4 ani de zile, chiar în prag de alegerile locale, am plecat de la Slănic Moldova, ne-am oprit la Târgu Trotuș și ne-am întâlnit cu unii din dumneavoastră în fața primăriei. Eram cu echipa de conducere atunci a Partidului Național Liberal, eram în stradă, am stat un sfert de oră. Nu credeam că Adi Forcoș va pierde alegerile, nu credeam că le va pierde datorită faptului că chiar dacă în localitate nu se vedeau foarte multe realizări, proiectele care erau în curs de finanțare erau foarte multe și am crezut că el va putea comunica mai bine acest lucru locuitorilor. Una peste alta, în țara asta, ca să faci ceva, ai nevoie în primul rând de bani și de echipă. Iar tot ce s-a întâmplat în Târgu Trotuș în ultima perioadă s-a întâmplat datorită faptului că existau niște proiecte care au fost făcute la timpul lor și care au început să genereze efecte în actualul mandat. E foarte greu să vorbești despre o comparație
între niște oameni pe care dumneavoastră îi cunoașteți mai bine decât îi cunosc eu. Nimic nu-mi dă dreptul să fac apreciere asupra unor conduite, asupra unor comportamente și asupra unor perspective. Însă sunt niște lucruri care sunt cât se poate de evidente, cred eu, pentru că dacă te uiți pe Valea Trotușului, o să constați că toate localitățile mari, vorbesc de municipii și orașe, sunt conduse în momentul de față de primari liberali, toate au finanțări de zeci de milioane de euro. Dacă te uiți în Moinești, dacă te uiți în Comănești, dacă te uiți în Dărmănești și în Slănic Moldova, vezi că s-au întâmplat niște lucruri, vezi că se lucrează, vezi că nivelul calității vieții cetățeanului crește, pentru că drumurile se asfaltează, se aduc utilități, se aduc o serie de lucruri, ceea ce denotă că între primarii liberali și administrație este o relație destul de funcțională. Primarii liberali nu trăiesc din banii pe care îi obțin de la Consiliul Județean, primarii liberali trăiesc din fonduri europene, trăiesc din fonduri guvernamentale, trăiesc din proiecte, trăiesc din faptul că sunt inteligenți și știu să obțină bani pentru lucrurile care vor să le facă. Și eu cred că e un model pentru toți locuitorii de pe Valea Trotușului. Am fost ieri la lansarea de la Târgu Ocna, unde sper din toată inima că vom avea, după alegerile din 9 iunie, un primar liberal. Și asta cred că, în ultima instanță, nu face altceva decât să crească investițiile în Târgu Ocna, cum sper să se întâmple și în Târgu Trotuș. În momentul în care faci parte dintr-un partid care e preocupat de primarii lui, care e preocupat de dezvoltare, care își apără locuitorii, atunci cu siguranță poți vorbi de o dezvoltare reală. Nu cred că cineva poate să vă promită în mod credibil că după alegeri va începe să curgă mierea din pomi. Pentru că mierea nu curge din pomi și promisiunile electorale sunt promisiuni electorale. Însă una peste alta să ai în fruntea localității un om care să vrea să facă, care să fie susținut și care să facă cât se poate face, e un lucru care înseamnă puțin mai bine pentru fiecare dintre dumneavoastră. Avem un candidat pe care îl susținem aici, avem un candidat care se bucură de încrederea Partidului Național Liberal și se mai bucură de ceva, se bucură de expertiza primarilor Partidului Național Liberal. Probabil că orice partid care își promovează un candidat va încerca să spună, domnule, al nostru este cel mai bun. Noțiunea de cel mai bun este o noțiune extrem de relativă. Noțiunea de cel mai bun înseamnă că în momentul când s-a dus la primărie, dacă are prima dificultate, că nici nu s-a născut primar, să aibă cu cine să se consulte, să aibă cine să-l ajute și în momentul în care vrea să facă ceva, oamenii din echipa lui, din echipa lui județeană, să pună osul să-l ajute. Pentru că așa, de bune intenții, suntem plini toți. Avantajul candidatului nostru la primăria Târgu Trotușului constă în faptul că are la cine să apeleze, la oameni cu experiență relevantă, va putea apela la Mircea Fechert, va putea apela la Claudiu Năstase, va putea apela la primarii din zonele apropiate, care toți au experiență, expertiză și specialiști și cu siguranță va putea să facă ca viața dumneavoastră să fie un pic mai bună. În rest, vin Paștele, să fiți sănătoși, să fiți fericiți și să vă meargă bine. Mulțumesc mult! Asta cu fericire e la fel relativă. Suntem fericiți, sau cred că dumneavoastră sunteți fericiți, că după 3 ani această clădire s-a deschis. Prima zi. Adică s-a făcut o lansare. Niciodată. Adică în 3 ani de zile să înțeleg că în această clădire nu s-a ținut niciun eveniment cultural. În 4 ani. Deci ar trebui să vină PNR-ul ca să fie candidatul. Dom'le, e un răspuns. Înseamnă că suntem fericiți cu adevărat. Da. În continuare am să-l invit pe domnul consilier județean Cezar Orteanu să ne spună câteva cuvinte, mai ales că dânsul s-a ocupat de această organizație a PNL Târgu Trotuș o bună, bună perioadă. Vă rog. Cu siguranță am ajutat și la asta. Domnule președinte, doamnă deputat, domnul subprefect, domnule senator, Iuliane, dragi vecini,
că vă consider de cinci minute din Onești, nu? Hristos a înviat, vă adresez. Sunt extrem de bucuros să fiu în mijlocul dumneavoastră. Într-adevăr, am început de mult, colaborarea dumneavoastră, m-am activat aici ca și responsabil de zonă, am lucrat cu domnul Petrică mulți ani și atunci când vrei să câștigi alegerile, cauți să înțelegi comunitățile, ce le caracterizează. Și ce am găsit noi, așa am apreciat noi, cum sunt cei din Târgu Totuș, din Tuta în special, pentru că știm că aici este o comunitate solidară, numeroasă, și care se spunea dă primarul. Și atunci, din analiza mea, am zis așa, sunt oameni credincioși și oameni harnici, buni constructori. Așa l-am ales pe Adi Forcoș și am avut succes. Am avut succes, am câștigat primăria, un accident, eu așa consider faptul că n-am reușit să păstrăm primăria, dar Dumnezeu ne ajută și am găsit un om după cea de-a doua caracteristică comunității, un constructor. L-am găsit pe Iulian. Sunt convins că vom câștiga. Pentru că e tânăr, are știința de a face lucrurile, e educat, știți prea bine că are studii și vine din comunitatea cea mai puternică a comunii. Și va căpăta încrederea noastră pentru că îi este ușor totuși, ne este ușor tuturor. În alte părți trebuie să explicăm care este avantajul unei administrații liberale. Dom'le, știți, liberale sunt eficienți, sunt preocupați de soarta comunității, că ridice nivelul de trai, au expertiză. Aici nu ne este greu. Deja știți ce înseamnă liberalismul. Știți ce înseamnă administrație liberală. Înțeleg că cel care este primar acum nu știe să-și apropie oamenii. Nu știe să fie empatic, nu știe să vă respecte. A venit momentul să vă arătați capabil de a înlocui această administrație cu cel care va continua proiecte liberale. Probabil nu va găsi multe proiecte, va trebui să le inițieze el, din ce știu eu, multe n-a făcut actuala administrație, ci a continuat proiectele lui Adi. Va veni Iulian să arate ce înseamnă administrație liberală în continuare. Succes, Iulian, succes întregii echipe care te susține. Mulțumesc. Mulțumim, Cezar. O invit pe doamna deputat Cătălina Ciofu să ne spună câteva cuvinte. Mulțumesc. Vă salut și eu cu creștinescu. Hristos a înviat. Știu că sunteți o comunitate mare de catolici și eu sunt catolică din Comănești. Vin dintr-un oraș cu administrație liberală de mai bine acum de 20 de ani. Și am urmărit cu interes cum se dezvoltă comunitățile liberale din județul nostru. După cum s-a menționat, ele sunt fruntașe la absorbția fondurilor europene. Văd cu îngrijorare cum aproape peste 82% din fondurile alocate prin PNRR stau nefolosite în conturile băncii naționale. Iată că dezvoltarea comunităților din România stă tot pe umerii liberalilor, doar ei sunt interesați și într-o competiție continuă pentru a aduce cât mai mulți bani, cât mai multe investiții în comunitățile pe care le reprezintă. Aveți destule motive să continuați să susțineți echipa liberală, trebuie într-adevăr să faceți echipă, sacii de bani stau la dispoziția dumneavoastră, doar că trebuie să aveți o echipă unită, care să privească la unison același scop comun de a dezvolta comunitățile, poate pe alocuri să treacă peste orgolii și să Iulian în alegerile care urmează. Vă sprijin și eu din postura în care mă aflu și oricând este nevoie. Mult succes și toată energia să vă uniți împreună. Da.
Astăzi suntem doi subprefecți. Unul vorbește mai mult, adică eu, și sper unul să vorbească mai puțin decât mine. Colegul meu, Gabi, te rog. Domnule președinte, stimați invitați, dragi simpatizanți, iubiți susținători al lui Ilia. E o bucurie pentru mine să fiu astăzi alături de dumneavoastră din două puncte de vedere. Pe de o parte, știind că toată lumea va veni să-l laude, să susțină pe Iulian, eu m-am străduit pe drum încoace să găsesc ceva, să găsesc o parte negativă, să găsesc ceva rău. De ce? Evident, cu scopul de a îndrepta. Și am zis să merg pe partea educațională. Iulian cu școala la timp, absolvind studii universitare, n-a mers. M-am gândit să mă duc ceva pe partea socială. În comunitate, de câte ori am ajuns la noastră, am primit deopotrivă, din partea generațiilor mai tinere sau din partea celor mai înțelepte, să zic, doar vorbe de bine, doar cu empatie, doar aproape de cetățeni, indiferent de vârstă, de profesie. N-am mers nici aici. Am zis că să merg pe ceva pe familie, zic. Poate acolo găsesc un punct vulnerabil. Dimpotrivă, un familist convins, un creștin absolut, ba mai mult decât atât, ne face și bucuria ca în mai puțin de o lună de zile să dea Dumnezeu Iulian să dea cei mai tineri membri ai Partidului Național Liberal din Târgu Trotu. Felicitări! Și gemene. Dragi prieteni, o comunitate în mediul rural nu trebuie să se bucure doar pentru că a primit o limbă de asfalt. Nu trebuie să se bucure doar pentru că o anumită parte își primește ajutorul social și, vezi, Doamne, îl primește de la primar. O problemă în comunitățile rurale din județul Bacău, atitudinea agresivă, violentă a primarilor actuali în funcție PSD, care confundă primăria cu o grada proprie, care confundă cetățenii comunității cu proprii lucrători în propria ogradă. Li se pare un lucru de apreciat doar faptul că respirăm aceeași aer cu ei. Vin cu îndemnul la dumneavoastră să nu vă temeți de absolut nimic. Trăim într-un secol și într-o țară democratică în care fiecare are dreptul să-și pună părerea, are dreptul să nu fie de acord cu un edil sau, dimpotrivă, are tot dreptul să concure la a propune soluții pentru comunitatea lor. De aceea, vin să vă spun că Partidul Național Liberal a pregătit pentru dumneavoastră un candidat bun, un candidat onest, un candidat cu carismă, enervant de tânăr și frumos și deștept. Vă rog să susținem în continuare la primărie, iar pe domnul președinte Mircea Fechet la Consiliul Județean. Doamne ajută! Iulian, după atâtea prezentări, cred că e timpul tău. Da, bună ziua, domnule președinte, domnilor colegi, dragi oameni din Tuta, din Trotuș, din Viișoara. Sunt foarte emoționat, foarte, foarte emoționat. Adică, să ne înțelegem, de mai multe ori m-am gândit ce o să spun, cum o să spun, ce trebuie spus în așa fel încât să nu supăr pe cineva. Și când spun să nu supăr pe cineva, știți mai bine decât mine la cine mă refer. Mă aflu aici, în fața dumneavoastră, pentru că după 4 ani în Consiliul Local, sunt acolo tot pentru dumneavoastră și tot pentru că dumneavoastră m-ați ales să fiu acolo. În aceștia patru ani, de nenumărate ori, mi-ați solicitat ajutorul, sub diferite forme. Unii ați avut probleme specifice, nu știu, cu un bec, cu un stâlp de iluminat care încurca sau cu un bec care nu ardea, alții au avut probleme cu câinii comunitari, alții au avut probleme cu asfaltul, cu gropile de pe drumuri, alții au vrut să se rezolve mai multe probleme în comunitatea noastră. Pentru toți am încercat de cele mai multe ori să intervin la primărie, să încerc să modific ceva și faptul că dumneavoastră s-a apelat la mine de foarte multe ori, în loc să apelați direct la primărie, mi-a dat o încredere foarte mare de a continua să fiu în fața dumneavoastră și
mi-a dat curajul să vă cer în continuare susținerea, pentru că, din păcate, știți, poate unii mai bine decât mine, că eu n-am avut, să zic neapărat, șansa, între ghilimele, am ajuns să trăim într-o lume în care ne temem să ne exprimăm opinia. Pentru că vrem să evităm anumite conflicte dacă ne exprimăm opinia. Nu e normal să trăim într-o astfel de lume și nu e normal ca poate peste 4 ani, poate peste 8 ani să-i spun copilului meu să nu spună ceea ce gândește că ar putea deranja pe cineva. Nu cred în valorile astea, nu cred că e normal să trăim asta. A trebuit fiecare dintre noi să știm ceea ce vrem, să punem la punct ceea ce vrem și să înțelegem că noi contăm ca primărie. Iar primăria trebuie să construiască calm, trebuie să construiască cu încredere și cu deschidere față de fiecare cetățean. Nu trebuie să existe niciun fel de diferență între cetățeni. Nu că unul are o firmă și e cineva în comuna noastră, nu există treaba asta, toți sunt egali. Toți contribuie, toți își dau sufletul pentru viața lor și implicit pentru primărie și pentru bunul mers al lucrurilor și trebuie toată lumea să fie tratată în mod egal. S-au făcut într-adevăr și lucruri bune în comuna noastră, nu neagă nimeni treaba asta pentru că le vedem, nu putem să spunem că nu s-au făcut, mare parte dintre ele au început, din păcate sau din fericire, să spunem așa, în urmă cu 5-6 ani, s-au finalizat în ultimii 2-3 ani. Asta este realitatea. Eu sunt în fața dumneavoastră cu rugămintea de a acorda șansa să vă reprezint în următorii 4 ani în primăria Târgu Trotuș și de asemenea vă rog mult de tot să votați Partidul Național Liberal, pentru că eu singur, chiar dacă voi ajunge la primărie, cu siguranță nu voi putea face nimic. Fără echipa Partidului Național Liberal în spatele meu, fără consilierii locali pe care îi aveți aici în față, dacă nu îi ajutați și nu îi susținem prin vot, eu singur nu o să pot face nimica. De asemenea, suntem mulți aici în sală. Vă rog, nu sunt suficiente voturile acestea. Fiecare dintre dumneavoastră, dacă va mai vorbi cu 2, 3, 4, 5 persoane apropiate și va reuși să îi convingă să voteze Partidul Național Liberal și pe mine la primărie și pe domnul președinte la Consiliul Județean ca și președinte, cu siguranță se va schimba situația în comuna noastră. Dar am nevoie de voi toți, pentru că singur nu pot să fac nimica. Știți care este situația și nu am cum. Eu sunt în fața dumneavoastră pentru dumneavoastră și trebuie să mă ajutați și am încredere în dumneavoastră. Așadar, vă rog să votați Iulian Lenghe la primărie și Partidul Național Liberal. Ai reușit să ne duci de la o bucurie la început, după aia ne-ai trimis în pesimist total și la sfârșit zâmbetul pe buze. Este clar. Este clar. Oricum, pe mine m-ai făcut să te votez, numai că nu pot să te votez, doar când vei ajunge parlamentar. Se practică cu viza de flot. Am înțeles, am înțeles. Cred că ați reușit să trageți o concluzie. În fața dumneavoastră, în primul rând, este o echipă. De la nivel central, de la Guvernul României cu domnul ministru, în Parlamentul României cu doamna deputată, cu domnul senator, la nivel de județean cu domnul consilier județean, la nivel tot guvernamental, dar local cu cei doi subprefecți și coborâm mai apoi la primărie cu viitorul primar al Comunei Târgu Trotuș, Iulian. Așa trebuie să lucrăm împreună, pentru că toți cei de față, mai puțin cei doi subprefecți, avem nevoie de votul dumneavoastră. Pentru că tot împreună să facem bine pentru comunitățile locale. În munca noastră de echipă, în primul rând, suntem ghidați de un țel, de a fi aproape de familiile noastre, de a găsi soluțiile cele mai bune, să creștem împreună pentru viitorul copiilor noștri. Iar în munca noastră din Partidul Național Liberal, suntem ghidați de o persoană la care trebuie să-i oferim tot sprijinul și această persoană este președintele Partidului Național Liberal, viitorul președinte al Consiliului Județean Bacău, domnul ministru Mircea Fechet. Vă rog! Stai că le iau așa cu tot. Mulțumesc, Narcis. Bună ziua tuturor! Am ținut foarte mult să fiu astăzi la Târgu Trotuș. Am ținut foarte mult să vă vorbesc nu doar despre ce îmi propun eu să fac în calitate de viitor președinte al Consiliului Județean,
dar să vă vorbesc despre ce au făcut deja primarii liberali în județul Bacău și despre ce îmi propun să fac alături de Iulian. Plec de la ceea ce s-a mai spus, dar cred că este obligatoriu să spunem ori de câte ori ne întâlnim cu cetățenii. 26 de primari ai Partidului Național Liberal au mai multe proiecte cu finanțare europeană decât tot restul județului la un loc și sunt 93 de unități administrativ-teritoriale. Asta e un lucru documentat, e un lucru matematic pe care nimeni nu-l poate pune la îndoială. Iar lucru acesta s-a întâmplat pentru că la partid, când ne întâlnim dincolo de politică, dincolo de lucruri pe care le discutăm în mod frecvent la partid, mereu punctul 1 pe ordinea de zi este legat de fondurile europene pe care fiecare comunitate, că-i comună, că-i oraș sau că-i municipiu, trebuie să le atragă. E adevărat că toate au legătură între ele. Modul în care primarii noștri sunt performanți, modul în care ne alegem candidații. Și aici, cu atât mai mult cu cât ne aflăm la Târgu Trotuș, revin la Iulian. Nu repet ce s-a spus deja, știe toată lumea că și-a făcut școala acolo unde trebuia, atunci când trebuia, însă dacă vă uitați la profilul candidatului Partidului Național Liberal, o să constatați că mereu este bine pregătit, o să constatați că mereu știe ce are de făcut de a doua zi după ce va fi ales primar. Nu-și face nimeni ucenicia la locul de muncă. Și chiar și în situația în care poate are o nelămurire sau poate are nevoie de un sprijin la București, la un minister, sau poate are nevoie de un sprijin la vreo instituție din județul Bacău, are la ușa cui să bată, pentru că suntem Partidul Național Liberal, suntem partidul care de la 1875 încoace am făcut extraordinar de multe lucruri în România. Și când spun extraordinar de multe lucruri în România, asta nu înseamnă altceva decât suma lucrurilor pe care le-am făcut în fiecare comunitate, mai mică sau mai mare, exact așa cum am făcut lucruri și aici la Târgu Trotuș. Îmi vine să râd și să plâng în același timp, să constat că o clădire ca asta, făcută din fonduri europene, a stat cu lacătul pe ușă 3 ani jumate. Dacă noi nu lansăm astăzi candidatul Partidului Național Liberal aici, probabil ar mai fi stat până când intram din nou noi, liberalii, în primărie. Însă este un bun exemplu despre administrație proastă, cea pe care o avem astăzi, și despre administrație bună, care înțelege că o comunitate nu se poate dezvolta decât prin fonduri europene. Mulți mă întreabă și pe mine de ce aș vrea sau ce fel de calcul mi-am făcut să las funcția de ministru pentru o funcție locală în județul Bacău, cea de președinte al Consiliului Județean, înțelegând că a fi ministru în guvernul României nu-i deloc lucru puțin și nu s-a întâmplat niciodată la PNL Bacău de la Revoluție încoace. Ăsta e adevărul, însă pot să vă spun că în ceea ce mă privește, și spun asta pentru că am vorbit același lucru și cu Iulian, și îl privește și pe el, nu există onoare mai mare decât aceea de a-ți ajuta comunitatea, de a face proiecte pentru comunitatea din care provii, de a-ți ajuta oamenii lângă care ai trăit și oamenii împreună cu care îți duci viața de zi cu zi și de a te asigura că lași viitoarei generații, că deja ne credem noi tineri, dar deja ne gândim foarte serios la viitoarea generație, să lași un loc mai bun decât l-ai găsit. Că locul ăla se numește minister, că se numește Consiliul Județean sau că se numește primăria unei comune. Din motivul acesta și la rândul meu, 3 băieți am și eu,
Iulian, să știi, și mă bucur să văd copii în sală pentru că mi-amintesc copiii mei, lângă care, din păcate, stau destul de rar, ăsta e adevărul, însă așa e politica, așa e campania electorală, suntem obligați să stăm de vorbă cu oamenii, suntem obligați să spunem oamenilor ceea ce ne propunem să facem, cu speranța că, chiar și în comunități cum e Târgu Trotuș, unde unora le e frică să vorbească pe stradă, altora le e frică să-și dea cu părerea să spună că primarul e slab, că primarul e ineficient, că primarul ține comuna asta în loc. Este păcat că așa ceva încă se întâmplă, dar vreau să știți că în cabina de vot suntem liberi, exact așa cum ar trebui să fim în fiecare zi și exact așa cum vom fi după data de 9 iunie, atunci când Iulian Lenghen va fi noul primar al comunei Târgu Trotuș. Așadar, Iulian, îți urez mult succes, voi fi alături de el, vom face campanie împreună, dar mai important, după ce vom câștiga alegerile, vreau să fiți asigurați că singura noastră sarcină, singura noastră menire va fi aceea de a ne asigura că locuitorii din județul Bacău și din comuna Târgu Trotuș vor avea o viață mai bună decât cea pe care au avut-o până acum. Mult succes, Iulian, să dea Dumnezeu să învingem pe 9 iunie și să nu uiți că nu doar eu sunt alături de tine. Partidul Național Liberal e o echipă extraordinar de mare. Când se bucură unul dintre noi, ne bucurăm împreună și îi mulțumesc și domnului președinte pentru toată munca pe care a făcut-o în toți acești ani, la fel cum și când cineva are o problemă. Suferim împreună, dar este important să știm mereu că nu suntem singuri. Doamne ajută, mult succes și să dea Domnul pe 9 iunie să ne bucurăm. Dacă am venit pentru a sta de vorbă cu dumneavoastră și dacă sunt lucruri despre care ar trebui să discutăm, lucruri pe care ar trebui să le știu eu ca ministru sau ca președinte de partid sau oricare dintre colegii mei și, nu în ultimul rând, Iulian, vă stăm la dispoziție pentru orice întrebare. Mulțumesc mult! Invitația v-a fost făcută. Vă rog! Puteți să vă lăudați viitorul primar, nu e o problemă. Dacă întrebări n-aveți. Așa. Și critici, bineînțeles. Bine, dacă nu sunt, plecăm acasă. Mulțumesc încă o dată foarte mult pentru faptul că ați acceptat într-un număr atât de mare să fiți parte a bucuriei noastre și mai ales a bucuriei lui Iulian și a familiei lui, să înțeleagă că sunt atât de mulți susținători. Sperăm ca împreună să avem succes și să dăm o nouă față acestei comune și să ne revedem sănătoși, bucuroși și voioși. Sărbători fericite în continuare și dacă aveți plăcerea, vă așteptăm la niște fotografii de grup aici. Mulțumim încă o dată! Dragi locuitori ai comunei Târgu Trotuș, vă rog ca în data de 9 iunie la alegerile locale să votați Iulian Lenghen pentru funcția de primar a comunei Târgu Trotuș, votați Partidul Național Liberal pe toate buletinele de vot și vă rog votați Mircea Fechet ca președinte al Consiliului Județean Bacău. Vă mulțumesc mult! După 9 iunie, Iulian va fi noul primar al comunei Târgu Trotuș. N-am niciun dubiu în legătură cu acest lucru, așadar sper să votați într-un număr cât mai mare Partidul Național Liberal, sper să votați toți candidații Partidului Național Liberal și sper să scăpați comuna Târgu Trotuș de conducerea incompetentă care astăzi, din păcate, încă se află la primărie. Doamne ajută, pe 9 iunie, PNL și Gândul cel Bun!